împreună pentru a spune un mulțumesc ruditorilor de la Editura Elma, ruditorilor care de o bună bucată de timp se luptă cu vicisitudinile vieții pentru a da amploare vieții culturale răștiene. În primul rând, îmi doresc să mulțumesc celor prezenți, mulțumesc domnului primar, mulțumesc oficialităților locale, mulțumesc preasfințiților Mărinți Glăgăboși, mulțumesc Părinte Armai. Stați într-un loc și voi mă puteți mama. Și în special să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că a simțit la fel cum am simțit eu. A simțit că uneori este bine să spunem mulțumesc oamenilor care credeți pentru bine și frumos în veștire. Nu o să mă lungesc prea mult cu prologul acestei manifestări, ci vreau să-i dau cuvântul prima dată domnului primar ca să ne spună două vorbe. Cernici părinți, stimați participanți, domnilor și domnilor. La veștie, întotdeauna să scrie o pagină de istorie printr-o acțiune de cultură. Facem și azi acest lucru și vom face în continuare de fiecare dată atunci când suntem invitați la asemenea momente cu ajutorul acelor la care ani de-a rândul au pus în slujba noastră gândirea, condeiul și calculatorul. Sunt lucruri deosebite și lucruri care la nivelul municipiului nostru trebuie apreciate. Istoria publicii orăștiene a cărții născute în acest sol fertil, cântate de unitoare versuri și de către mari poeți, cum a fost Dominic Stanca sau Tudor Alghezi, este o istorie fără egal în județul nostru. Preocuparea pentru carte, pentru cultura scrisă, a început în orașul Palei, încă de la inventarea tiparului, iar astăzi tradiția răspândirii culturii, prin cuvânt scris, este dusă mai departe din către Editura Elma. Mă bucur să constat că la Orăștie există încă acea efervescență care oferă imbold actului cultural sub toate formele sale de manifestare. Este meritul unei asociații de profil, printre care țin să menționez despărțământul astăzi Aurel Vlaică Orăștie, filiala 43 a Societății de Limba Noastră Cea Română sau Asociația Florena. Cel mai îmbucurător lucru este însă faptul că între toate aceste organizații există o strânsă colaborare și consider că aceasta este adevăratul pilon de susținere actului cultural la nivelul orașului nostru. Mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la acest simpozion și vă asigur că în primăria municipiului Orăștie veți găsi întotdeauna un bun colaborator. Vă mulțumesc! Și pentru că astăzi suntem în acest moment festiv, vă rog să-mi permiteți să acord o diplomă de merit Asociației Culturale Florema de Sing, cititul EMA, pentru susținerea și promovarea valorilor culturale din orașul Palei. Domnule, eu vreau să vă felicit, să vă doresc în continuare să faceți același lucru pentru cultura orașului nostru. Mulțumesc și vă doresc multă sănătate și Dumnezeu să ne dea de fiecare dată gândul cel bun care să-l facem în scris și să-l facem și în întâlnirile care avem în fiecare zi ca să-mi față. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Vă mulțumim din suflet pentru că sunteți în urmă manifestările culturale. Acum doresc să dau cuvântul celuilalt colaborator la această întâlnire. Domnul profesor Ursu, unul dintre oamenii care a relansat Astra la Orăștie, au făcut ca
simbolurile Transilvane să ne nască și să meargă mai mult. Domnule Ursu? Domnule primar, preacucernici părinți, onorat auditoriu, sintagma folosită tot mai des, Orăștie, capitală culturală a județului Hunedoara, prinde tot mai mult contur prin ceea ce facem an de an. Evenimentul de azi, intitulat Oameni și urme, este semnificativ pentru ceea ce se întâmplă la Orăștie. Vorbind despre editura M din Orăștie, condusă de familia Ileana și Paul Florad, mă bucur să constat că acești minunați oameni continuă tradiția culturală a Orăștiei, începută înainte de 1582, când aici au apărut tipografiile care, prin strădania imprimării și multiplicării cuvântului scris, au realizat produse și lucrări de o reală valoare. Mă gândesc nu atât la numărul cărților și ziarelor, al manahurilor și calendarelor, al broșurilor și revistelor care s-au tipărit aici, cât mai ales la faptul că scriitori de seamă și-au scos din tiparnițele din Orăștie opere cu adevărat remarcabile, iar nu puțin dintre ei au debutat aici la Orăștie. De la cea din tipografie românească de la Orăștie, cea de Acordului Șerban, care a fost și ultima dintre tipografiile Nicoresi, la ceea ce facem astăzi s-a parcurs un drum lung. Iată de ce sunt bucuros să salut efortul depus pe cei care continuă astăzi această activitate în condiții economice destul de grele. Editarea și tipărirea unor cărți de o valoare deosebită pentru urmea noastră este un fenomen care face cinste acestei familii. Astăzi, în județul și localitățile din țară, fiind cunoscută printr-o colaborare tot mai fructuoasă. Cărțile apărute la editura Emma din Orăștie au ceva aparte. Vă rog să priviți una din ultimile apariții. Ambalajul de staliol, autor profesor Livia Fumurescu. Este aici de față, pe care o citesc în aceste zile. Îi mulțumesc autorului pentru dedicația și bunăvoința care au avut-o de a-mi dona această carte. Doamna Ileana, editorul cărții, s-a întrecut pe sine atunci când a prezentat tiparului cartea. Totul e plăcut. Coperta, vă rog să priviți, să o vedeți, poate sta în orice vitrină alături de cele mai renumite edituri și tipografii din țară. Aranjatul în pagină, hârtia, mărimea literelor folosite permite parcurgerea textului cu ușurință. Emeritul editorului, că realizează astfel de lucrări care fac cinste editurii și poate, așa cum am spus, lucrarea care, această lucrare și altele care le-a tipărit, să fac să stea alături de cele mai prestigioase edituri din țară. Asociațiunea noastră, asociațiunea Astra, colaborează și a colaborat cu editura EMA, ne sprijinim reciproc și contribuim la realizarea actului cultural din Orăștie sub diferite forme. Vă doresc succes în activitatea desfășurată pentru ca această urme să-și mențină titlul pe care cineva l-a dat de capitală culturală a județului Hunedoara. Mulțumesc! Într-adevăr, domnule Ursu, titlul de capitală culturală a județului este bine meritat de Orăștie. Și dacă facem, are cineva curajul de a intra în editura EMA, va găsi acolo un raft plin de cărți. Majoritatea cărților sunt ale scriitorilor orăștieni. Da, avem aproximativ 80 de oameni care au publicat în ultima sută, ci în ultimii 50 de ani. Avem oameni care au scris mult, avem oameni, avem publiciști, avem scriitori, avem pictori, avem tot felul de oameni în Orăștie care merită puși în valoare. De data asta este editura EMA.